Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie! Începem cu o scurtă recapitulare a cunoștințelor. Care sunt zonele de vegetație din țara noastră? Așa cum se poate observa și pe această hartă, acestea sunt zona de stepă, zona de silvostepă, zona de pădure, care cuprinde etajul pădurilor de stejar, etajul pădurilor de stejar cu fost cer și gârniță, etajul pădurilor de gorun, etajul pădurilor de fac sau de fac în amestec cu brad, Etajul pădurilor demolid, zona alpină a tuforișilor și pășunilor alpine și vegetația azonală, vegetație de luncă și vegetația deltei dunării. Astăzi discutăm despre etajul coniferelor. Acesta se desfășoară între 1200 și 1800 de metri altitudine, cu câteva excepții. În Carpații Oriental poate coborâ la altitudini mai joase, de aici și cele mai întinse păduri de conifere din țara noastră, care se găsesc în Carpații Oriental, în munții Maramureșului, în Obcina Mestecănii și în munții Bistriței, în munții Călimani, în munții Gurghiu, Harghita, Ceahlău și Hășmaș. Păduri întinse de conifere întâlnim și în Carpații Meridional, dar și în munții Apuseni. Speciile predominante de conifere din țara noastră sunt molidul, bradul și pinul, la care se adaugă specii mai rare, cum sunt laricele sau zada și tisa. Lemnul provenit din tăierea coniferilor este foarte valoros și căutat în industria prelucrării lemnului pentru producția de cherestea, mobilă și celuloză, ceea ce a dus la defrișări masive în unele zone. Acum vreau să-mi răspundeți voi la o întrebare. Ce animale întâlnim în pădurile de conifere? Enumeră cel puțin 5 specii de animale care trăiesc în pădurile de conifere din țara noastră, fie că sunt ele mamifere, reptile sau păsări. Atât pentru astăzi, dragilor, eu vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc sănătate și succes!